Scena Casei de Cultura Sindicatelor va căzdui sâmbătă 22 aprilie, cea de-a patra ediție a concursului național de dans organizat de Asociația Culturală Dance Art Valian și Casa de Cultură a Sindicatelor din Roman. Anul acesta este o competiție redutabilă la care participă un număr de 34 de școli de dans din întreaga țară. Sâmbătă 22 aprilie va avea loc în orașul nostru a patra ediție a concursului național de dans Art Competition. Anul acesta iarăși se anunță o invazie, să zic așa, de trupe de la 34 de școli din toată țara. Vor fi prezenți în Târgu Mureș, Bistrița, Constanța, Brăila, Ploiești, Izvoarele Prahova, Botoșani, Vaslui, Bârlad, Huș, Roman, Iași, Bacău, Piatra Neamț, Târgu Neamț. Deci este așa o întreagă înșiruire de școli. Se anunță a fi un concurs foarte puternic. De aceea noi, ca și organizatorii Asociația Dance Art și cu Casa de Cultură Roman, am venit în întâmpinarea lor cu premii speciale și, bineînțeles, un premiu în bani de 1000 de roni care se va acorda trofeului. Și avem, de asemenea, atelierul Dancer Constanța, care oferă vouchere în reducere pentru costume în valoare de 55.500 de roni. Eu zic că venim și noi foarte bine în întâmpinarea dansatorilor, care sunt sigură că vor face un spectacol foarte frumos pe scena Casei de Cultură. Jurizarea competiției va fi asigurată de 3 somități din domeniul coreografiei. În jurul anul acesta vor face parte 3 somități din domeniul dansului și amintim pe Paula Ionescu, care este maestru de balet la Palatul Național al Copiilor, este bine cunoscută coreografă a școlii Dinamic, care face coreografiile tuturor marilor festivaluri din țară. Apoi Georgeta Nicola Vlăduțu, care este director de programe artistice și formator de instructor de dans și este de asemenea și o somitate în domeniu în ceea ce privește artele spectacolului. Și, bineînțeles, pe domeniul urban dance style îl avem pe Piticu, cunoscutul Piticu de la formația Simplu, care va juriza mai ales de partea de urban dance style. Organizatorii speră ca vremea capricioasă să nu le pună bețe în roate și să nu împiedice cumva deplasarea trupelor care vin din colțuri mai îndepărtate ale țării. Manifestarea va fi transmisă în direct pe Facebook pe pagina Roman24 Online.